Aeronava care va aduce în țară pe cei 39 de români blocați în Africa de Sud a plecat din București în noaptea de duminică spre luni. La bordul aeronavei vor urca și alți cetățeni europeni pe care România s-a oferit să-i ajute, iar avionul va ateriza pe aeroportul Otopeni în jurul orei 15. Ulterior, după ce se vor debarca pasagerii europeni, aeronava va continua drumul către Baia Mare. Câți pasageri europeni avem sau vom avea în avion? Estimăm că vor fi în jur de 50 de pasageri europeni, pe lângă cei 40 de pasageri români. 31 dintre cei 39 de români care vor fi aduși în țară formează delegația de rugby a României, sportivi de la CSM Știința Baia Mare. Restul sunt navigatori și turiști rămași în Africa de Sud după apariția noii tulpini COVID și suspendarea zborurilor internaționale. În jur de 90% din delegație este vaccinată. Suntem din 15 noiembrie, am participat la un turneu cu două partide și trebuia să plecăm sâmbătă. Compania cu care trebuia să zburăm a anulat toate zborurile dinspre Africa în Europa. Toți românii care vin din Africa de Sud vor intra în carantină pentru 14 zile. Rugbiștii vor rămâne împreună. A fost testat astăzi. Câte am înțeles, toți sunt teste negative și vor intra în carantină timp de 14 zile pe locație de carantinare. Ministrul sportului a ținut constant legătura cu delegația de rugby. Chiar acum am primit ultimele mesaje de la ei că au tot ce au nevoie și o să se îmbarce și vin acasă. Inițial, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat că cei 39 de români vor ajunge în țară pe 1 decembrie. Ulterior, reprezentanții ministerului au revenit asupra informației și au precizat că avionul va ateriza cu o zi mai devreme, pe 30 noiembrie. Eroarea a fost asumată de directorul Tarom.